Și suntem din nou online și pe linie la Goma Virtual Summit. Salutare la toată lumea! Să avem o super discuție și totodată o continuare la discuția de anul trecut cu Horia Grozean. Salut, salut! Stăm despre plățile online, despre creșterea pieței, creșterea plăților, ce putem face să ne iubească clienții, să ne dea mai mulți bani. Și o grămadă de lucruri interesante. Înainte să ne dea mai mulți bani, ar trebui să îi ajutăm pe clienții clienților să plătească mai ușor, zic eu. Adică să aibă un user experience mult mai facil. Și chiar vin acum cu o statistică foarte, foarte tare în premieră la Gomag Summit. Am depășit în ultimul an de când ne-am mai văzut, s-a depășit jumătate din plățile care se fac online prin plăți digitale, prin card. Avem 60% plăți de pe dispozitivele mobile. Adică se știa un pic procentul 60-70% că se fac de pe mobil, dar foarte multă lume mergea pe impresia lasă că mai mult oamenii se uită de pe mobil și după aia când comandă, mai ales cu cardul și chestii de genul ăsta, se duc după aia acasă la desktop și comanda, e bine, nu este chiar așa. Oamenii chiar de pe mobil își introduc datele de card și fac cumpărătura mai mult decât de pe desktop. Deci atenție foarte mare la partea de responsive, site responsive sau aplicație când vine vorba de vânzări. În ultimul an, ca de obicei, avem o creștere a pieței, dar probabil că se resimte și în creșterea pieței de 30-40%. Din păcate, procentul de plăți cu cardul comparativ cu cel de ramburs nu se schimbă. Avem tot așa între 15% și 20%, 20% fiind niște nișe unde se ating plăți cu card, dar în general suntem tot pe la un 13-15% la modul general plăți cu cardul. Chiar discutam mai sunt magazine, branduri mai cunoscute care au mai mult? Da, de exemplu, chiar Magu, citisem la un moment dat un interviu că se laudă cu 20% plată cu cardul și evident când sunt campanii speciale cu anumite branduri de carduri sau de bănci, acest procent poate să crească undeva până la vreo 25%. Ceea ce este bine pentru țara noastră, nu ne putem încă compara deloc cu ce se întâmplă afară, unde afară se plătește doar cu cardul, nu se plătește deloc ramburs. Dar, mă rog, mai avem drum lung până acolo. Important e să vedem o sedimentare a pieței de comerț, important e creștem și chiar dacă piața crește foarte bine, procentul de plăți cu cardul nu scade, adică cei care cumpără în general se menține procentul de plăți cu cardul. Da, avem și nișe unde merge mai bine, cum este nișa de fashion, evident, unde din cauza cardurilor de rate discutăm de procente foarte, foarte bune. Și evident evenimentele ca Black Friday, unde acolo nu se poate calcula la modul realist ce se întâmplă în restul anului. Adică la de Black Friday toate statisticile se dau peste cap. Da, știu. Da. O altă chestie interesantă care noi am făcut-o în ultimul an a fost plata cu Bitcoin. Nu știu dacă am discutat la ultimul... Nu am discutat. Eu aștept ceva informații. Sincer, m-am interesat foarte puțin. Nu prea sunt în trend cu noile metode și noile monede. Poți să ne spui tu câteva cuvinte? Știu că tu ești acolo. Da. Noi am, după cum știți, vreo un an, doi, așa am dat drumul la plata cu Bitcoin și avem undeva momentan peste 40 de comercianți care acceptă această metodă de plată. Ca să nu se sperie lumea, noi de contare efectiv o facem în lei, evident. Luăm Bitcoin doar de la clientul final, scanând în pagina de plată un QR cu portofelul lui de Bitcoin.
și dăm comerciantului suma în lei pe care o are și pe factură și ca să poată să înregistreze în contabilitate sumele respective și în inventory și așa mai departe. Deci, din punct de vedere legal și fiscal, nu trebuie să vă speriați de plata cu Bitcoin și nici nu trebuie să existe o frică față de acest exchange, că el mai crește sau mai scade. Practic, acest risc ni-l asumăm noi, pentru că noi luăm Bitcoin-ul și vouă vă dăm lei, exact ca la decontarea cu card. De fapt, intră în aceleași beciuri banii de la card, intră în aceleași beciuri cu banii de la Bitcoin. Și aici mai am niște statistici foarte interesante, că dacă tu suntem aici să dăm Da, cifre în premieră și interesante, coșul mediu pe Bitcoin este de 3 ori mai mare decât coșul pe card. Și da, pentru că fiind o valoare destul de mare a Bitcoinului, dacă sunt sume foarte mici, ai ceva de genul 0,0 nu știu cât Bitcoin. Și atunci oamenii cumpără, în general, se cumpără foarte mult pe zona de ITNC, evident. Au fost și campanii de promovare, am văzut și Evomag și PC Garage au făcut chiar newslettere dedicate celor care minează. Deci se cumpără multe plăci video și chestii de genul ăsta, se cumpără chiar cu banii pe care tu îi câștigi din minat Bitcoin. Dar avem și surprize plăcute, cum ar fi, de exemplu, pe Vola, să vedem că lumea își cumpără vacanțe și bilete din avion cu Bitcoin. Asta era o chestie destul de interesantă, cred eu. Da, fiind o nișă de oameni care sunt plătiți, în general freelancer, programatori care lucrează pentru zona de afară, ei vor să nu mai treacă prin monedă și să plătească direct cu această monedă și atunci se duc la comercianții care acceptă această metodă de plată. Acum nu vă pot spune că este ceva disruptiv, adică dacă nu ai plata cu Bitcoin nu existi pe piață, niciun caz. Dar ce vreau să spun este că este un trend crescător și că având în vedere că noi cel puțin, la fel ca la plata cu cardul, oferim acest feature gratuit, luăm comision doar pe tranzacții, la fel ca nu văd de ce nu ați încerca pentru businessurile voastre să acceptați și această metodă de plată. Acum mai aveam un subiect foarte interesant de discutat, bazat pe un trend pe care îl simt în piață în acest moment, și anume plata one click payment am numit-o noi, adică în aplicațiile mobile, din cauza că se cumpără foarte mult de pe mobil și nu neapărat că trebuie să fie o aplicație mobilă, dar poate să fie și un site responsive mobil. Aveam această posibilitate ca clienții să le oferiți clienților voștri posibilitatea cumva să salveze datele de card în contul lor de pe site-ul vostru. Și după aia următoarele taxări să fie doar cu un singur click, așa cum este la Amazon de mai bine de 10 ani. Dar am observat că acest trend este la noi, nu a luat amploare în zona de website-uri sau în zona de comerț clasic și mai mult în zona de servicii în aplicații, cum ar fi serviciile de food delivery, taxi și, în general, cam aplicațiile de mobil care au integrate plata merg automat pe acest sistem, probabil fiind și influența celor de la Uber, care practic ne-a deschis ochii și ne-a arătat cât de cool poate să fie și inclusiv o plată. Știm foarte bine că o plată nu, în general, nu este un lucru cool când vine vorba de clientul final, dar trebuie să ajutăm pe clienților noștri, partenerilor noștri să plătească cât mai ușor și să treacă peste acest pas, lăsând o impresie frumoasă ca ei să revină către noi, că până la urmă asta este cel mai important. Bun, deci acum deja se poate face integrarea respectivă. Sau este opțiune? Da, avem module și se integrează foarte ușor. Sunt absolut sigur că și în Comag, dacă dorește cineva, se poate face integrarea, nu este nimic complicat.
Important e să dorească comerciantul acest tip de implementare și să ne folosim de ea ca să îi readucem înapoi pe clienți, pentru că știm foarte bine chiar de la acest summit cât de important este remarketing-ul și loializarea Asta am zis. comercianților. Și atunci, dacă îl aducem înapoi și inclusiv plata, procesul de plată, practic este mult mai simplu și nu mai trebuie să treacă prin toți pașii unei pagini de plată cu cardul, atunci cu atât mai mult îl fidelizăm pe client. Da, aștept să o integrăm, să vedem ce se întâmplă. Da, Cred că o să e o facem o primă chestie foarte integrare interesantă. la noi pe Academie. Și inclusiv la noi în Gomag. Da, pentru servicii este foarte, foarte interesant. Am văzut o felul de parteneri care vin la Summit și care folosesc serviciile noastre pentru facturare, de exemplu, automată, cum are Facebook și cum are AdWords. Pur și simplu, în direcția aia vrem să mergem și un feature de genul ăla vrem să implementăm, pentru că este mult mai ușor pentru comerciant să-și recupereze în timp real, pe sume dinamice, câți bani are de facturat sau pe serviciile pe care le prestează chiar în timp real. Și atunci, cum spuneam, la fel ca la Facebook și ca la AdWords, de ce nu și furnizorii de servicii, chiar de SEO sau de hosting sau de marketing online, să poată să își fidelizeze portofoliul și să scape de această povară a colectării, pentru că și acolo trebuie să ai niște oameni dedicați, trebuie să suni, să trimiți e-mail-uri, chestii care sunt un pic sensibile în relația pe care o ai tu cu partenerul tău. Așa poți să-i spui încă de la început că prima plată o face cu cardul și de atunci ai să iau banii direct de pe card pentru toate serviciile pe care le oferiți clienților respectivi, nemai fi nimic intrusiv sau chestii de genul ăsta. Bun, și asta este sau va fi valabil? Este acum valabilă. Chiar avem și furnizori români care folosesc inclusiv cei de la retargeting, din câte știu, folosesc astfel de servicii pentru facturarea clienților lor. Și funcționează foarte bine și oamenii sunt dispuși pentru că nu le scapă de. Ei știu acolo că se plătește și că nu mai trebuie să intre ei, să facă OP, să îi bată la cap, totul se trage direct de pe cardul de firmă și vine doar factura pe e-mail și asta este tot. Da, noi am avut și clienți care ne-au cerut această opțiune la momentul respectiv, pentru că Da. nu era sau nu știam de ea. Da. Dar Este interesantă și care poate să fie implementată dacă ai un portofoliu foarte mare de clienți. După cum spuneam, poți să faci niște automatizări și te ajută foarte mult să scapi de bătaia de cap. Colectarea poate, ca să-i introduci în acest sistem, poate poți să le dai la prima plată sau prime plăți un mic discount ca să-l atragi să plătească cu cardul, ca după aia să fie ție mult mai ușor să tragi de pe cardul lui care le oferi lunar. da. Da, mă scuzați, De nu știu. exemplu, noi pe Academie acceptăm doar plata cu cardul. Avem mai multe produse digitale și fizice, dar la noi doar plata cu cardul, nu ramburs, pentru că noi vrem să încurajăm treaba asta, spunem că suntem. Asta este tendința. Și dacă ne uităm un pic la o altă statistică pe care vreau să vi-o spun, și anume că românii plătesc cu cardul de 3 ori mai mult în afara țării decât în România, ne dăm seama că de fapt nu este o frică de plata cu cardul, de securitate sau că îți pierzi datele sau chestii de genul. Acesta este pur și simplu o comoditate și felul cum i-a învățat piața. I-am învățat cu plata ramburs, îi avem cu plata ramburs, îi învățăm
cu plata cu cardul, nu au nicio problemă să plătesc cu cardul. Ei plătesc deja, după cum spuneam, Facebook, AdWords, Google, Apple, Amazon, peste tot plătești, nu, exclusiv numai cu card, Uber, da? Peste tot plătești numai cu card. De ce n-ar plăti și la un comerciant român să-și pună cardul să fie taxat? Nu au o problemă, doar că e vorba de comoditate și, din păcate, mai este vorba de încrederea în comerciant. Într-adevăr, ai mai multă încredere să-ți pui cardul în noul tău iPhone la Apple decât să-ți pui cardul la vasilica.ro, zic, dau un exemplu oarecare. Exact. Dar trebuie să-i ducem în direcția asta. Și împreună o putem face, comercianți, integratori ca Gomag și procesatori ca noi. Exact. Ce ne mai spui nou? Tot de peste astea, dacă mai ai ceva, cifre, date? Aș mai avea, nu știu, acum cât dintre comercianții Gomag au și prezență fizică. Avem o surpriză Avem o surpriză pentru ei, și anume posibilitatea de plată cu mobilul în magazinele lor fizice. Eu, din nou, o metodă de plată exclusivistă și nouă pentru piața din România. Practic, prin aplicația mobilului Wallet, care este gratuită și care este folosită de foarte mulți utilizatori, mai ales cei peste medie, cu venituri peste medie și care au un anumit, nu au o frică de a-și pune datele de card pe telefon sau de genul acesta. Putem să activăm în magazinele fizice plata cu telefonul mobil și, mai mult decât atât, putem activa tot în mediul fizic și plata cu Bitcoin. Probabil că ați văzut o felul de știri că sunt benzinării, avem restaurante, hoteluri care acceptă această metodă de plată și care ușor-ușor, în momentul de fapt, te ajută mai mult la nivel de PR, pentru că presa te scoate în față când ai un astfel de, o astfel de metodă de plată out of the box, dar de ce nu poate să aducă niște clienți pe care poate nu puteți să-i atingi în alt mod? Și practic ne ducem și în direcția de offline, facem un fel de, așa cum e la mod acum și se discută, omnichannel. Da. Facem un omnichannel și, și în privința plăților, adică poți prin același contract, aceeași structură de prețuri, să accesezi plată digitală și în mediul offline și în mediul online. Și asta este o chestie destul de cool, mi se pare mie, și printr-un canal, printr-un singur canal, ai toate aceste metode de plată și pentru aceste două medii, adică prin noi. Și poate fi o chestie interesantă pentru cei care au și prezență fizică. Da, e bun. Adică deja se poate centraliza oarecum totul. E un omnichannel. Adică și... Un omnichannel adevărat, da. Exact. Da. Că și platforma permite și integrarea cu Smart Bill și toate stocurile se fie într-un loc, vânzările din toate centralizat, plățile, tot intră într-un loc, se plătește dintr-un loc. Da, noi avem, probabil că știe cam deja toată lumea, avem această integrare cu Smart Bill, în care poți foarte ușor să-ți activezi un link de plată pe factură, trimiți factura furnizorului, o trimiți și el cu un singur click, deschide pagina noastră de plată responsiv, își introduce datele de card și automat sistemul Smart Bill ți-o bifează ca fiind încasată și vin banii de la, și-ți vin banii de la noi. Și astfel, din nou, nu mai stai să alergi, să te uiți în cont, stai că mi-ai făcut plata, mi-ai făcut plata prin OP, totul este automatizat direct, Smart Bill, integrator, cum spuneam, Gomag, inventorii și procesator. Și ai toate chestiile astea integrate și automatizate și, evident, mult mai eficient pentru tine ca comerciant. Te poți focusa pe lucrurile cu adevărat importante și toate chestiile astea de colectare, facturare, care nu sunt foarte agreabile, le lași pe partea, le automatizezi cu totul. Și o chestie mișto. Asta e foarte importantă. Da.
Important să nu mai stai să te uiți prin conturi după bani, să știi că îți vine raportarea automată, smart bill și plătit la procesator. E o chestie mișto. Că nu, îți consumă foarte mult timp. Da, mult timp și timpul înseamnă bani plus resurse. Dacă pui tot timpul o doamnă să se uite prin conturi, după facturi, după chestii, când intră banii, stai să-l sunăm pe ăla, stai să facem. E un pic mai complicat așa dacă ai... Totuși îmi place că se dezvoltă piața asta de servicii și la noi în direcția asta de automatizare, cât mai mult automatizare. Să se facă totul prin API și tu să vezi de lucruri cu adevărat importante pentru tine. E, acolo se ajunge. Cine vrea să automatizeze mai repede, poate. Cine vrea să se orienteze spre alte lucruri la început, care par mai fancy, e ok, dar tot partea financiară e importantă într-un business. Da, este importantă și tocmai de-aia la început, când după ce ai toată presiunea de a pune la cale, nu știu, produsele sau serviciile, să le definești, să le pui într-un tren, nu știu ce, ultimul lucru care te interesează este financiarul, să te uiți și prin bănci și prin conturi și prin chestii de genul acesta. E important să alegi niște parteneri care au totul integrat între ei și se ocupă ei de lucrurile astea de rutină, ca să spun așa, și tu să te gândești la strategii de marketing, la produse, la chestii cu adevărat care contează. Și lucrurile astea să le lași să le facă profesioniștii, ca să zic așa. Exact. Na. Cam asta ar fi foarte, foarte, foarte pe scurt lucrurile noi de la ultima noastră întâlnire. Lucrurile avansează. Adică asta cu... Lucrurile avansează, încercăm ca de obicei să redirecționăm oamenii, să oferim o experiență cât mai plăcută în pagina noastră de plată, să integrăm toate tipurile de carduri, că este o modă cu toate cardurile de rate și la noi avem cea mai mare paletă de astfel de carduri, toate integrate într-un punct unic, adică toate în pagina de plată ne dăm seama după BIN ce tip de card este și oferim ratele clientului respectiv. Nu trebuie să-ți faci cont la toate băncile respective, toți banii vin de la noi în orice cont bancar vrei tu și poți să activezi toate tipurile de carduri de rate. Încercăm să ducem direcția asta, toate lucrurile într-un punct unic, metode de plată, să ne ocupăm noi de tot ceea ce înseamnă zona asta de plăți și să facem lucrurile mult mai simple pentru toată lumea. E bun. Nu mi-a Spune gândit. dacă mai ai niște întrebări de la partenerii Comag. Sunt de la clienții care sunt clienți știu și avem, cred că, peste 90% folosesc parteneriatul nostru, MobilePay. Mai erau întrebări, că noi am comunicat destul de mult și interacționat cu cei care se înscriu la Summit. Vreau să afle lucruri despre piață, ce se întâmplă, sunt viitor clienți Gomag și MobilePay. Și Am atunci cred înțeles. că informațiile au fost ok. Important este să știe că, unul, plata online este sigură, merge în România, trebuie promovată și de către comerciant. Acum se poate salva cardul în magazin, pentru că la a doua, a treia achiziție clientului, magazinului, să fie mai simplu să facă plata. Pot testa sau să încerce sau să integreze Bitcoin. Mai sunt și alte criptomonede care suport Da, sau... o să dăm tot în pagina respectivă, o să activăm în curând și Ethereum. Dar astea două sunt în principal cele mai folosite. Nu are sens în momentul de față să intrăm în altcoin-uri, dar pentru că și astea de-abia acum pornesc și sunt oricum cele mai cunoscute. Celelalte încă le avem un plan și le putem integra destul de ușor, dar trebuie să existe Cerere. și cerere. N-are sens să ne apucăm de ele. Acum, de-abia am spart gheața și ne-am dezghețat cu Bitcoin. Avem câteva zeci de tranzacții pe zi la comercianții noștri și
și lucrurile merg într-o direcție bună. Dacă vom simți nevoia, cu siguranță vom deschide și alte canale. Ok, și asta mai importantă cu opțiunea de plată din offline. Da, din opțiunea de plată în offline, care se duce pe același canal și de contare cu cea din online, evident raportată separat, ca comerciantul să știe care sunt plățile din magazinul online și care sunt plățile din magazinul offline. E o soluție interesantă, e o soluție pentru magazinele nu foarte mari. Bine, avem comercianți mari, ca Carrefour sau Selgros, care folosesc plata cu MobilePay Wallet, dar eu zic că pentru început e făcută pentru comercianții mici și medii această soluție, pentru că din punct de vedere tehnic, integrarea în casă de marcat sau pe o anumită tabletă e un pic mai tricky, ca să spun așa. Practic, se deschide în casă de marcat un nou metod de plată. Dacă până acum era clasic cash, card, acum practic vei avea o nouă metodă de plata cu mobil și necesită anumite dezvoltări. Dar vom vedea punctual când va fi cazul. Dacă sunt parteneri Goma care au și prezență fizică, îi așteptăm să discutăm și să vedem cum putem face și această integrare în mediul offline. E bun. Super. Super! Onoarea, eu îți mulțumesc pentru Și eu vă discutăm. mulțumesc, ca de fiecare dată când mă invitați, cu cea mai mare plăcere. Salutăm pe toată lumea. Eventual să las o adresă de e-mail să... Da, adresa de e-mail e foarte simplă, e horia@mobilpay.ro. Da. Va fi și sub video și un link, dar în caz că se va transforma și într-un podcast, această înregistrare să fie. Super, mulțumesc foarte mult. Mersi și eu. Salutăm pe toată lumea. Salut, salut.